тебе женой, милая моя. Ой, да взял бы я тебя, да там в краю далеком есть у меня жена. Браво! Mulțumesc frumos, Tania! Am ascultat cântecul și vreau să știu ce e în el, dincolo de această atmosferă a Rusiei profunde. Nu știu, de unde provine cântecul? În primul rând sunt surprinsă că noi nu am studiat împreună această piesă, doar ne-am întâlnit și ea când am cântat-o. Ăsta este un cântec popular, vechi, place foarte tare și e paradoxal la ruși cum se combină râsul cu plânsul. Ei sunt la extreme. Ori așa, ori așa. Piesele care par vesele au texte triste. Iar cântecele care zici, Doamne, ce cântec trist, de fapt este foarte vesel. În această piesă se spune așa, iubitul meu, ia-mă cu tine acolo departe să-ți fiu soție. Iubita mea, acolo departe nu pot să te iau pentru că am soție. Iubitul meu, atunci ia-mă cu tine acolo departe să-ți fiu soră. Iubita mea, nu pot să te iau acolo departe pentru că am o soră. Iubitul meu, atunci ia-mă cu tine acolo departe să-ți fiu străină. Iubita mea, acolo departe străină tu nu-mi trebuiești, adică n-am nevoie de tine străină. E foarte frumos. Iubita mea, Tania, ia-mă cu tine pentru 55 de minute la interviurile TVH ca să-ți fiu străină acum și să-ți fiu prieten la sfârșit. Perfect. Da. S-a făcut. Este un lucru straniu, râsul plâns împreună. Și mă gândesc că, de fapt, nu este o cultură a echilibrului. Chiar dacă sunt extreme, sunt împreună, pentru că viața e și râs și plâns în fiecare clipă. Așa și este. Nu știu viața ta cu cât râs și cât plâns a fost. Vezi că acum dau pe tine imediat. Nu, ca a fost, să zic că... viața mea privată a fost cu foarte mult plâns. Viața profesională a fost tot timpul și este o bucurie, cu toate că fac așa. Da, în schimb, acum am numai soare pe strada mea, adică în viața mea particulară, într-adevăr sunt un om fericit și am doar lacrimi de bucurie, dacă sunt. Ca profesional, ești un actor care a făcut tot ceea ce putea face un actor, sub toate aspectele. Da. Și asta nu sunt vorbe mari, e o realitate. Da. Da. Pe plan afectiv, planul familiei și al sufletului, ai tot ce vrei, tot ce și-a dorit cineva. Da. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Pe deasupra, că încep să fiu invidios. Vreau liniște și pace. Într-adevăr, ca și actriță, mie cel puțin nu mai trebuie să-mi demonstrez nimica. Cei care m-au văzut, m-au văzut sub toate aspectele, exact cum ai spus. Acum vreau să fac altceva, vreau să fac alte lucruri pe care știu să le fac poate mai bine ca actoria, dar lumea încă nu le cunoaște. Apropo de design, vestimentar... Și design și muzică. Și muzică. Da, muzică, îmi doresc foarte tare să fac și altceva. Da. E foarte, foarte greu să ajungi să nu mai vrei să-ți dovedești nimic ție însuți. Am ajuns la o liniște interioară. Asta se încheamă înțelepciune. Dintotdeauna... am un defect mare, nu sunt modestă când ar trebui să tac. Dar, nu ești modestă? Da, dar nu sunt modestă cu lucrurile adevărate, adică n-aș zice o minciună, doar aș spune niște lucrurilor pe nume. De exemplu, dacă ar fi să spui ceva nemodest acum despre tine, ce ai spune? Aș spune că mi se spunea de când eram mică de familie și așa că sunt înțeleaptă. Nu știu cât de deșteaptă neapărat. Ca să fii deștept trebuie să chiar să studiezi foarte mult, să citești mult, să vrei să cunoști multe lucruri. În schimb, înțelept poate să fie și ciobanul de la oi, nu? Ăla care știe să-ți dea un sfat chiar dacă nu știe multă carte. Eu sunt genul ăsta de om. Deșteptăciunea exterioară, înțelepciunea interioară și e cel mai greu de da. Și în primul rând, autenticitatea. Tu ești autentică.
Da, da, și chiar mă bucur cu asta și foarte mulți încercau să-mi dea sfaturi într-un fel să mă schimb, dar mie mi se pare absurd, eu n-aș mai fi eu și n-aș fi fericită deloc dacă aș fi, cum îmi zic, nu mai da atâta din mâini, nu mai râde cu gura până la urechi, dar poartă-te mai serios, dar fii mai, mai doamnă. Eu sunt o doamnă, da? O doamnă. Fii mai doamnă, asta. Doamnă, vorbesc mult. În sensul să par mai, nu știu cum să... Să par mai altceva decât ești. Exact, să par. Nu, așa sunt, nu o să mă schimb niciodată și cred că din cauza asta cei care mă plac, mă plac pentru că sunt așa cum sunt și cu asta basta. Cine nu mă place, să fie sănătos la el acasă. Da. E, majoritatea suntem după să fuga după imagine, să părem, nu știu ce, să mai fabricăm ceva. Tu ai fost așa din structural, cred că ești un om autentic, care riști să fii ceea ce ești. Crezi că dacă ascultai sfaturile astea că să par mai nu știu ce, ajungeai până aici? În drumul tău? Eu sincer nu cred asta. Mie mi se pare că exact asta a fost chestia mea și cu care am mers înainte. Și sunt un om foarte, foarte deschis. De asta am fost rănită de foarte multe ori. Pentru că mie toți oamenii, eu la toți le dau o șansă. Că sunt buni. Că toți sunt exact ceea ce pretind că sunt. Și de multe ori m-am lovit de oameni răi, de oameni meschini, de oameni fățarnici. Dar eu o țin pe a mea, eu nu vreau să mă schimb, eu vreau să fiu așa. Doar mă detașez de acei oameni, adică nu-i mai iau în viața mea. Acum mă gândeam să te întreb care este alchimia rănilor tale. Și mă gândeam că numai un om puternic poate să vorbească public despre felul în care poate fi rănit. Da, dar eu învăț din asta. Mie mi se par toate lucruri care te întăresc. Ce nu te... Cum e proverbul ăla? Ce nu te... Ce te omoară? Da, te întărește. Da. Am suferit. Am suferit de foarte multe ori. Dar... Doamne, este paradoxal, exact ca în Fata din Curcubeu, în ultimul meu spectacol, care m-a salvat profesional, pentru că nu mai îmi doream să fac meseria asta. Dar datorită acestui spectacol o să mai fac, să văd până când. Un om care trăiește într-o suferință continuă, dar este tot timpul cu zâmbetul pe buze. Deci zâmbetul e până aici. Așa, cântecul, nu? Exact, exact. Totul e așa. Sigur, nu e cazul acum, dar așa am făcut înainte. De câte ori eram lovită, în sufletul meu plângea. Da. Și sufeream. Dar ziceam, las că sunt un om bolnav de optimism. Deci sunt îngrozitor de optimistă. Dacă simt că se năruie tot în jurul meu, zic, mâine o să fie bine. Mâine se rezolvă cumva. Ca Scarlett O'Hara, care zicea, o să mă gândesc mâine la asta și văd cum le rezolv. Exact, sau Zorba, apropo de a putea a fi egal cu sine în extremele vieții, de la moarte, la viață, la iubire. Da, ce frumos. De Fata de Curcubeu. Curcubeu înseamnă tot spectrul luminii. Tot, nu am nicio culoare afară. Toată viața ta este o viață de curcubeu. Da. Da, de foarte multe ori mi-au venit roluri în momente ale vieții în care mă asemănam, adică nu știu, mi se potrivea perfect rolul pentru acea perioadă a vieții mele. E incredibil, iar în Fata din Curcubeu chiar mi-am pus totul pe tavă. Chiar acolo am arătat tot vulcanul din mine și am făcut ce mi-a plăcut. Am cânt rusește, sunt înnebunită după chestia asta și joc la capacitate maximă, zic eu. De-aia sunt foarte liniștită. Nu, nu mă mai agit să obțin ceva, să fac ceva, să-mi doresc ceva profesional. Tot, și culmea e că acum îmi vin mult mai multe oferte. Că nu mai îmi doresc. Încrâncenarea nu e bună. Nu. Liniștea asta, că ce e al tău e pus deoparte, da, îți dă o chestie fantastică în viață.
Adică spui așa și vreau să învăț de la tine. Dacă vrei să obții ceva, prima condiție este să nu-ți dorești acel lucru. Corect. Așa este. Da. Așa este și cred că eu când o să mă retrag din activitate așa, la vreo 50 de ani. Asta e ca aviatorii care ies la pensie repede sau nu știu îmi ce. Doresc să ajung la eu îmi doresc ca să, ca să fiu liberă, să pot să fac lucrurile care, care mă bucură cu adevărat. Păi cred că, uite, ești într-un maraton permanent, nu? Apropo de ce nu-ți dorești succesul, să, să ne ferească Dumnezeu de dorința împlinită pe care nu, și de lucrurile pe care nu ne mai dorim. Da, da, da. Mai liniște, nu? E, și atunci când o să fac doar ce-mi place realmente, îmi doresc să am un cabinet de consultanță pentru femei în mod special. Să vină femeia să-mi zică, uite, nu-mi iese aia și o să zic, îți spun eu cum rezolv. Bun. Vrei ca să, hai să facem o repetiție. Eu sunt primul tău client. Femeie. Poți să-mi spui, vorbim ca fetele între noi. Dragă Tania, uite ce se întâmplă cu mine că nu mai am succes la bărbați. Ce pot eu să fac? Să nu-ți dorești succesul. Să te iubești pe tine foarte tare și atunci nu neapărat să te iubești, să ai încredere în tine. Deci șterg cu buretele, să ai încredere în tine, că ești o femeie puternică, că ai farmec, că radiezi și toate chestiile astea o să se adune așa ca o aură în jurul tău și o să remarce și bărbații. Și mai ales pe aia pe care ți-i dorești. Dă-mi voie să repet. Sunt o femeie puternică, radiez și toți bărbații o să mă dorească. Chestia asta... Tu deja văd aura. Da. Acum, știi, chestia ar fi eventual să facă un montaj și să taie treaba asta. Eu declarând asta cu bărbații, spune Raluca, n-a fost bună pentru că să fie limpede. Am făcut un exercițiu. Am făcut un exercițiu. Da. Mă distrez cu chestiile astea și tocmai pentru că am foarte multe pasiuni, ceea ce aș da-o ca un sfat pentru tineretul din zilele noastre care se plictisește îngrozitor, având tot ce vor în jurul lor, că țin minte, eu aveam o păpușică mică și căreia îi făceam hăinuțe din, tăiam de la mama din, că mă și certa resturi, chestii, găseam batiste și eram fericit, aveam ocupație, ei au acum un miliard de lucruri și ei se plictisesc, nu știu ce să facă. Este foarte important să ai pasiuni în viață, să ai tot felul de lucruri pe care să-ți placă să le faci. Eu în atelier sunt un om fericit 100%. Eu când cos la mașină sau când desenez schița sau când tai tiparul ăla, eu râd. Deci zic, Doamne, o să fac riduri. Mă surprind după ore de stat în atelier că zic, îmi înțepenește obrazul pentru că eu când fac toate astea zâmbesc. Când, atât de mult îmi place. Când facem o emisiune să prezinți colecția de, nu știu, primăvară, vară, toamnă, iarnă? Uf, Doamne, atât de mult îmi doresc. Asta chiar îmi doresc să fac, să scot o colecție. Am schițele făcute, am ideile. Îmi trebuie un timp să plec în străinătate. Îmi doresc foarte tare să aduc de acolo materialele și să mă apuc să fac acea colecție. Dar, oricum, eu am acasă toate rochile mele pe care nici nu le-am îmbrăcat de ocazie, dar mi le fac și le pun acolo. Lucrez foarte mult pe comandă, vin fetele, deja sunt unele care revin sau doar îmi spun telefonic, hai când îmi faci mie ceva, nici nu trebuie să-mi zică ce își dorește sau ce, doar să-i fac ceva sau îmi zice o culoare, făm ceva pe roz, făm ceva pe roșu, am un eveniment și vreau ceva pe verde, exact așa. Uite, ai vorbit de două lucruri, păpușica aceea pe care o îmbrăcai care, și păpușica aia au devenit acum... devenit oameni, au devenit mulți oameni. Am îmbrăcat. Tare aș vrea să, dacă vrei să evoci puțin pe acea fetiță, cu acea păpușică, Doamne, ca să te știu și pe tine, fetiță, cum erai și cum a fost în viața ta? Deci eu am avut o... Vorbesc îngrozitor de mult. Excelent! Eu pot să tac îngrozitor de mult. Și mai ales când sunt obosită. Deci sunt te-am prins tocmai bine. Te-am prins tocmai bine. Da. Oricum asta cu Sutu a fost la mine dragoste la prima vedere. În clasa 5-a când mi-am ales la ora de muncă să mă duc la ora de croitorie. Și am făcut primul șorțuleț și a fost... Am descoperit paradisul în capul meu și din clipa aia nu m-am mai oprit și mi-am făcut
absolut toate hainele, tot, tot. Eu în copilărie am fost foarte fericită. Da. Și mi-aduc aminte cu atâta bucurie de, de toată perioada aia și sunt tristă că ai mei copii nu vor trăi așa ceva. Iar vorbesc de activități, noi făceam atâtea lucruri. Sunt într-o familie, tata, mama, trei fete, mă rog, tatăl meu a murit acum mulți ani. Trăiam în două camere din alea comuniste, Hrușov, ca se chema, de pe timpul lui Hrușov. La ce etaj sau cum? La etajul, da, era cu cinci nivele, cu cinci, patru nivele, dar la noi nu era parter, era 1, 2, 3, 4, 5. Și locuiam la etajul 4, la penultimul. Da. În două camere din alea așa lunguiețe, fetele eram toate într-o cameră. Am 45 de veri primi. 45? 45. Mătuși, unchi, pe lângă. Toți care veneau în orășelul ăla din care eram eu căușeni micuți, se opreau la noi. Dormeam pe jos, pe saltele. Deci era o nebunie. Era superb. Da. Era superb. Eram, părinții lucrau, noi de mici eram în curte, grămadă, toți copiii din curte. Nimeni nu stătea să ne păzească, că ne fură, că ne taie, că nu știu ce. Toți ne jucam, toți copiii grămadă la școală. Aveam săptămânal atâtea activități de făcut. Concurs de ikebana, pictura de nu știu care, album cu eroi nu știu care. Aveam treabă. Aveam treabă tot timpul. Dar treabă împreună, nu separat? Împreună. Apropo de ecranul cu LED în care ne separă și e, lipsa e bună lui, și tehnica asta și evoluția, da. Exces tehnicii. Da, exact, trebuie cu măsură, este foarte greu. Eu mă confrunt cu lucrul ăsta acum acasă, cu ambii copii. Daria are 14 ani, cel mic face 5 imediat, în februarie și... nici să-i excluzi, pentru că nici așa nu poți, da. Toți în jur. E greu să fii părinte, greu. Nu există școală pentru asta. Să revenim la cei 45 de veri. Da. Te mai vezi cu ei? Foarte rar, dar am avut o chestie incredibilă. Eu sunt foarte așa pasională în tot ce fac, în tot ce vorbesc. Uite, dau din mâine. Mă emoționez foarte repede. Pot să mă emoționez dacă văd o pisicuță zgribulită în colțul străzii. Deci imediat mă plâng la filme indiene. E perfect. Și am cununat acum un an pe fata verișoarei mele, nepoata mea. Și a făcut nunta în Căușeni, de unde sunt eu. Da. Eu am plecat la 17 ani din Căușeni, direct la București. N-am lucrat niciodată în Chișinău, decât am fost în câteva turnee. Da. Mă duc rar, mai ales în Căușeni, mai mult la Chișinău, la sora mea cea mare. Și foarte rar m-am văzut așa cu unii care au trecut prin București. Mulți veri de-ai mei sunt plecați în străinătate, lucrează toți așa. La această nuntă au venit aproape toți din partea tatălui meu și o parte din partea mamei, numai ca să mă vadă pe mine. Deci, la noi sunt obiceiuri, la nuntă, e o nebunie întreagă. S-au păstrat? Vai, am tăiat eu din ele pentru că erau prea multe. Oricum s-au șocat că ei n-au văzut nașă fără coc, că eram cu părul drept, cu spate gol și nu cu crinolină. Și a fost o luptă, ca o mică paranteză, între mine și cu afeză, care îmi zicea, dar sunteți nașa, trebuie să vă fac frumos ceva în cap. Zic, nu, mie părul drept cu placa. Doamne, dar niște cârlionți așa frumoși să vă fac, sunteți nanași, mă? Asta era ispita și nu, și tu nu. Da, și am fost o nașă cu păr drept și cu spate gol. Și cum intrau, noi așteptam toți musafirii, că toți veneau la aceeași oră și intrau, făceam poze toți, miri cu nașii. Și am plâns în continuu, în toate pozele eu îți făceam pe unii întrebam, mai al cui ești? Că îi văzusem când erau de 3 ani și acum aveau 30, al cui ești? Deci a fost o bucurie pentru mine să-i revăd pe toți și faptul că au venit numai ca să mă vadă, că tot neamul se mândrește cu mine, eu sunt
singura vedetă din neam, ca să zic așa. Și toți se uită la televizor să mă vadă, sunt nebuniți. Acum avem și noi, cum e Facebook-ul, la ruși există adnaclasnici, adică cei dintr-o clasă, cum ar fi. Tot noi cei care am fost într-o clasă, e un fel de Facebook. Uh-huh. Și așa m-au găsit foarte mulți, mă uit după poze, nici nu știu cine sunt și mi urmăresc pe YouTube toate aparițiile, tot, că eu acum tot ce apare mai pun acolo, exact în ideea asta. Și tare sunt mândri de mine și asta așa mă umple de fericire. La 17 ani ai venit în București. Uh-huh. Cum a fost atunci? Pentru că bănuiesc că e o diferență de la paradisul comunitar al copilăriei, al faptului că nu erau limite, simțeai o apartenență profundă, cred. Da. Asta este fericire, apartenența. O să... La ruptura de rădăcini și la însingurarea din București la 17 ani, cred că e o distanță mare și puțin ai fi tolerat. În primul rând, hai de mine, deci cred că trebuie să emisiuni de 10 ore ca să pot să povestesc atâtea lucruri. În primul rând, ca o mică paranteză, mi-aduc aminte când eram acasă, aveam din astea tonomate, bancomate cu apă, cu sifon, pe străzi, da. Unde exista un pahar din ăsta de sticlă, întors cu fundul jos, da. Pe care apăsai și era o țâșnitoare cu apă, îl spălai, puneai acolo, băgai o copeică și îți venea sifonul. Și tu puneai paharul înapoi de sticlă, da. Și altul venea, îl spăla și... Deci era incredibil, noi tot orașul beam dintr-un pahar de sticlă. Nimeni nu și-a pus vreodată problema că nu-i dezinfectat, că, sau să-l ia. Deci asta mi se pare o chestie incredibilă. Asta împărtășanie. Împărtășania se face din același recipient. Erați un oraș biserică. Prin acel pahar de sifon. Și culmea e că nu aveam voie să mergem la biserică. Da, uite ce la biserică. Acolo era, da, biserica. Abia din același, a mâncat și abia din același recipient. Mie este un act de o intimitate și de o, da, un fantastică. Atunci era o chestie absolut normală. Iar acum dau filmul înapoi și descoper multe lucruri. E, și apropo de venire, noi, asta e adevărul, noi am fost foarte bine spălați pe creier de frații noștri ruși, pe care îi iubesc foarte tare. Iubesc poporul și cultura. Să ne înțelegem, să nu mai se confunde politica și să nu mai aud replica asta cu urât ca limba rusă. Și e vorba de fapt de vârfuri și așa mai departe. Eu vorbesc strict de popor și de cultură, da. Îi iubesc. Noi nu știam nimic de România. Eu știam de la geografie că este o țară la graniță cu Uniunea Sovietică. Atât. A fost o nebunie la admitere, oricum am dat dintr-o tâmpenie, am dat că ziceam că trebuie să învăț mai puțin la facultatea asta, că am vrut să dau la design, la Leningrad, dar era trebuia prea... să învăț mai puțin la... Păi, în capul meu era, învăț câteva poezii, știam că se cântă, trebuie să ai o povestire și trei poezii. Bun, asta era în capul meu. Dar câți erau pe loc? Aici, câți erau pe loc? Că era o grămadă. Erau mulți. Și eu din fundul ăla am venit, nu m-am pregătit cu nimeni. Deci a fost, da. Eu nu știu ce a fost în capul meu de fapt. Și mai aveam eu, mă gândeam, zic, că la noi așa era o regulă, exact în anii aia. Dacă terminai școala cu 5 pe linie sau un singur 4, cum era la noi 5, adică nota maximă, da, da. Și luai notă mare la specialitate, cum la examen, la materia de specialitate, da, la actorie, da. Nu mai dădea niciun examen, nu istorie, nu română, nimic. Uh-huh. Și eu așa am terminat cu un singur 4 și am zis, ce nu știu eu să zic poezii, deci asta era în capul meu. Și m-am dus la Chișinău cu haine făcute de mine, frumos, m-am prezentat, asta a fost steaua mea, curcubeul meu, a fost primul schimb de studenți româno-basarabeni. În comisie a fost Florin Zanfirescu, care m-a plăcut. Indiferent că erau și acolo chestii, lume bună, Chișinău, da, nebunii, m-a plăcut pe mine. Eram o spălăcită ca un pui fript, blondă, mă roșeam numai când te uitai la mine, eram toată roșie. Și m-a luat în acel grup. N-am mai dat niciun examen, am dat doar actorie, luasem notă mare la actorie. Probabil eram așa foarte crudă, aveam probabil ceva talent, habar n-am.
și am ajuns în România. În capul meu era, zic, Doamne, mă duc să studiez în străinătate. Mă duc să învăț în străinătate, zic, dar ce să fac cu limba? Că nu știu română, că eu vorbesc numai moldovenește, rusește, franceză. Trecusem de o jumătate de an la grafie latină. Și scriam, nu înțelegeam nici eu ce scriu, că scriam o literă din aia, chirilică, una așa, una așa, a fost o nebunie. Și când am ajuns, asta, povestea asta am zis-o în toate interviurile, dar este foarte haios, când am coborât din tren, în tren la, în gară, și am auzit un hamal trecând, făcea pardon, pardon, pardon. În Gara de Nord, da? În Gara de Nord. Așa. Am zis, Doamne, sunt la Paris, auzi cum vorbește ăla, pardon, pentru că la noi nu se spunea pardon. Da. Nu se spunea, doamnelor, să rumână. Nu auzisem în viața mea mercerie, marochinerie, mezeluri, salam. Astea sunt cuvinte pe care eu nu le auzisem, aveam un vocabular foarte sărac. Vorbeam cu un accent de vis moldovenește, dar... Probabil și urechea muzicală, pentru că când, de când m-am născut, n-am făcut-o niciodată așa, ca o meserie, dar din totdeauna am cântat. Mi s-a schimbat vocea, dar dacă mergeam pe linia asta, cred că eram departe, așa cred, dar nu mai contează acum. S-au schimbat multe. Și mi-am dorit să... Mi-a fost clar că o să rămân aici, o să rămân în România și atunci chiar... Chiar m-am forțat să învăț, sigur, mai mi-apare accentul, mai ales când mă emoționez, când așa, dar face parte din mine și, nu știu, lumea deja așa mă percepe cu acest accent. Bun, ai ajuns în contextul ăsta, nu știam, am încercat să aflu despre tine, dar nu știam că, practic, întâlnirea cu Florin Zanfirescu a fost la Chișinău. Da, el a fost în comisie. În comisie, da. Și că erau schimbat, da. Și nu vrea nimeni să mă ia. Aici când am ajuns, pentru că aveam colege basarabence, erau trei grupi, trei clase se făcuse. Luase Gonța, Cojar și Bibanu, Demrădulescu, mari profesori care am apucat. Și sigur ne-a venit grupul de 15 actori, viitori actori din Basarabia, nu ne știa nimeni, nu ne-a văzut nimeni. Ne-au pus pe toți să zicem câte o poezie, ceva. Fetele celelalte erau superbe, colegele mele basarabence înalte, arătoase, deci dacă mă vedeai, am fost o adolescentă urâtă, da, cu personalitate și cu foarte mult farmec, am fost un lider absolut la școală și acum cred că numai statuia lipsește în orașul ăla, o legendă în Căușeni, am avut tot timpul personalitate și nu vrea să mai ia nimeni la clasă. Și știu asta după ce am terminat, ne-a povestit domnul Gonța, că Florin Zanfirescu i-a zis, ia-o mă Grigore, că nu o să-ți pară rău, ia-o că-i bună, ascultă-mă pe mine, ia-o, și cred că de milă m-a luat și la primul examen din anul întâi și eram 60, am fost singura care am luat nota maximă. A fost așa o bucurie. Dintre toți românii basarabeni, dintre toți am luat cea mai mare notă la primul examen. Te întreb, ți-ai dorit asta? Sau a fost... Niciodată. Nu ți-ai dorit asta? Nu, eu... E straniu din nou. Este. Să fii, nu știu, oaia neagră, viața neagră. Oricum, persoana nedorită și printr-un om, un om să simtă în tine cât de dorită vei fi. Da, probabil, nu știu, pentru că acolo în mediul meu, cei care mă cunoșteau, eram un om după care veneau masele. Deci eu, dacă la clasă, eram de o corectitudine. Știi care e timpul meu unde eu cred că m-aș fi simțit așa cum mi-ar fi plăcut? Pe timpul samurailor. Că aveau chestia asta incredibilă cu onoarea, cu cuvântul și asta pentru mine este o chestie absolută. Să te ții de cuvânt și să fii un om de onoare. Și eu, dacă la clasă, simțeam că profesorul i-a dat notă mare, ăla n-a știut nicio boabă, i-a spus toate răspunsurile, numai pentru că mama lui era directoarea magazinului Universal, mă ridicam și ziceam, boicot, în clipa asta, toată lumea afară. Toți se ridicau, ieșeam, scream și pancardă și stăteam în fața clasei. De câte ori s-a întâmplat genul ăsta de situație? Deci la școală am fost, mă rog, la noi era o chestie foarte tare, am fost secretar organizației comsomoliste, eram deci liderul cel mare, dar
Nu era o chestie comunistă. De exemplu, eu am fost cea care am zis, de ce purtăm uniformele astea urite și care ne înțeapă din lână? De ce să nu fim altfel și nu știu ce? Deci schimbam, aveam o chestie din aia europeană deja în mine. Da. Și am făcut de foarte multe ori lucrul ăsta, dar profesorii se temeau de mine, dar mă respectau foarte tare, pentru că eram foarte corectă. Da. Eram un om corect, da. Și toți mă ascultau. De ce și-au toți din clasă? Boicotam până profesorul modifica nota. Pentru că aveam dreptate. Aveam dreptate și părinții mei nu s-au chinuit cu mine. Am fost un copil care a crescut așa singur, dar bine. Încerc să-mi imaginez. Tu, ridicându-te, după ce fiica, șefului de la magazinul Universal, da, a luat un punct sau două în plus, nemeritate, toți se ridicau, plecau și îmi imaginez figura profesoarei. Această scenă, cred că nu ar fi fost posibilă în niciun alt context, dacă nu erai tu, pentru că trebuie să emani un ceva. Da, probabil. Varianta a fost următoarea, să fii exmatriculată, pentru da, că nu te... mi-am permis așa ceva. Sigur, că cum să se ridici? Practic, contestai o autoritate. Este incredibil. Nu și pe bun, dar profesoarele ce făceau? Cred că nu mai făceau astfel de lucruri. Aveau o spaimă nebună de mine, dar totodată în sinea lor ei aplaudau chestia asta, pentru că chiar eram un om ok, bun. Da, da, da. Iar asta cu bunătatea, ai mei tot timpul, mai ales mama mă certa, nu mai fi așa de... foarte, de asta am de la tatăl meu, el era genul de om care își scotea haina și o dădea unuia dacă simțea că e frig pe stradă. Sunt un om care sunt în stare să dau tot de la mine. Sunt și cu banii la fel, sunt pe principiu, cu cât mai mult dai, cu atât mai mult îți vine. Sunt convinsă de chestia asta. Niciodată nu... Da, nu mi-a fost... ai și simțit pe pielea ta lucrul ăsta? Da, da, sau... niciodată nu mi-a fost milă de ceva. Am dat și bine dat a fost. Și mă refer la absolut orice, pornind de la suflet până la chestii materiale, bani. Nu-mi pare rău, nu-mi pare rău niciodată de... Dar în societatea actuală, hai ca să zic așa un clișeu, există mulți patroni de magazin Universal care, din păcate pentru noi toți, își propulsează copiii nu cu un punct două în plus, ci uneori cu 6-7 puncte în plus. Și mi-a venit să te întreb, tu lucrezi cu oameni care au tentații de genul ăsta, cum faci ca să nu faci boicot? Sau faci boicot? În primul rând, sunt extrem de supărată pe... Eu nu știu în ce fel trebuie să se rezolve problema asta, dar... Este sinistră chestia asta, căratul punguțelor la școală, cu sau fără motiv. Măi, să duc o punguță cu ceva. Refuz categoric să fac lucrul ăsta și i-am explicat foarte bine Dariei că nu mă supăr. Ea, ce note ia, alea să fie. Ea n-a făcut meditații în viața ei, abia acum, că e ultimul an, e a opta, ea a zis, hai să fac totuși puțin la matematică meditații. Sunt furioasă pe chestia asta de favorisme și de îți dau notă mică să vii la mine la meditații. Sau, adică copilul nu înțelege la școală tema, dar dacă vine în privat acasă, îi explică și înțelege mai bine. Da. Este aberant lucrul ăsta. Și, mă rog, ar fi enorm de multe de discutat, dar și în mediul meu, asta cu favorismele și cu... Da. Nici nu dacă pot să zic cuvântul ăsta, dar o să-l zic, cu lingăreala, e o modă teribilă, refuz să fac compromisuri. Nu mai merge cu actoria, pentru că n-am pupat pe nimeni undeva și nu știu ce, foarte bine, fac croitorie.
oricum sunt mai fericită acolo. Cânt, mă duc și vând la magazin. Nu mă supăr să fac nimic. Mă mut în altă țară și îmi fac, în fața, îmi iau o căsuță într-un sat și în fața porții îmi fac croitorie pentru aia din satul ăla și brutărie. Că dacă face mama plăcinte cum le facem noi, îmi deschid fabrică de produse de panificație. Nu mor de foame, dar refuz să trec peste chestia asta a mea, care pe mine cel puțin mă definește ca om, să fac ceva pe dem și mie, refuz. Stai să ne înțelegem. Prin urmare, ai dobândit tot ce poate dobândi un actor în România fără să faci măcar un semisluj în fața nimănui. Da, dar am o explicație. Sunt un om foarte norocos. Asta da. Pe de altă parte, dacă, iată, s-a întâmplat așa în România, înseamnă că avem o șansă. Avem o șansă și înseamnă că sunt unele nișe, și depinde de noi, unele nișe în care valoarea să poată să treacă dincolo de clan și de lingărisme, sau cum că sună foarte. Și e foarte bine, mă bucur să aud lucrul ăsta. Nu știu, a fost o vreme când mă supăram, dar în sinea mea, deci să ne înțelegem, niciodată n-a fost așa chestia asta. În sinea mea mă supăram, zic, de ce? Și adevărul că și acum mă supără când mi se spune cât de, vai, cât de bine am jucat și ce actriță talentată sunt și ce om minunat și uite așa, vine, așa. Ce-ți vine să le faci când auzi așa? Să nu mai îmi zică, pentru că da. Oricum asta rămâne exact la un nivel acolo. În față oricum sunt scoși și puși pe piedestal oameni de cu tot altă factură, care nici măcar calități nu au. Da. Și atunci zic, lăsați-mă așa, da, știu, sunt foarte bun, ok, bucurați-vă de mine, dar nu mai scoateți asta, vai cum ești, pentru că nu-mi servește la nimica. Nu-mi servește. Eu am reușit, am ajuns la momentul în care să mă bucur de ce fac și să văd că am emoționat un om de adevărat, la asta pentru mine este suficient. E suficient. Apropo de cuvânt, practic acest torent de cuvinte superlative despre tine, simți că nu sunt acoperite în profunzimea trăirii. Ți-e suficient să simți un om și îți găsești... Da, 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 eu prefer să simt, să mi se spună atâta că oricum nu-mi folosește la nimica. Nu joc mai mult, apar mai mult și așa mai departe. Nu, sunt exact atâta cât e al meu. Cât e al meu. Mă supără că, și nu e vorba numai de mine, că sunt atâția oameni talentați și care nu trec de o anumită chestie, pentru că trebuie să facem loc nimicurilor. Trebuie să facem loc, înțelegi, să facem, că i-am zis, că bărbatul meu te zice, ce, nu... Are chestia asta, că într-adevăr, când apar la televizor, ești un om realizat, gata, te știe orice benzinar, nu mai contează nimica. Zic, vrei să moderezi emisiunea? Este foarte simplu, la un super post din ăsta cu rating, foarte simplu. Mergem în Piața Victoriei, îmi dai două palme, ți arăt și fundul, chemăm și niște camere, niște paparații. O lună suntem în scandaluri, divorțuri, împăcări pe la televiziuni. Și îți garantez că după încă o lună sunt moderatoare de super emisiune de divertisment și sunt super divă. Dar cum să fac așa ceva? Cum să fac așa ceva, să mă alimentez din scandaluri, să fac cu orice preț orice, numai ca să fiu eu mai mult la televizor? Tania, care e explicația ta pentru această apetență pentru nimic? Pentru nimicul, nu știu... Se poartă, e la modă. Nu mă mulțumește, vreau mai mult, că mi se pare, moda trece, hai să vină și ceva, nu mai nimic. Știi ce mă supără?
De ce și sunt unii realizatori de emisiuni și sunt emisiuni unde sunt se promovează și valori. Sunt aduși oameni care au calități, care au ce povesti. Atât de tare mă bucur când mai ajunge câte un sportiv care e de talie mondială și e de o modestie și se rușinează și povestește cu atâta sinceritate și rușine despre marea, despre medaliile pe care le-a luat și lumea, deci de niște performanțe incredibile sau copii care au niște calități deosebite sau oameni care au făcut ceva sau nu știu ceva. Nu scandaluri. Mă bucur și încă sunt emisiuni de genul ăsta unde se promovează valoarea. Da, uite, de exemplu, în acest studio a fost de plin la academicianul Alexandru Sordu. Dau un exemplu, care este unul dintre puținii oameni de o profunzime și a făcut sistem filozofic. Da. Rating 0. Apoi, alți profesori, nu vreau să, mă rog. Știu. Rating 0. Și atunci concluzia, ca această emisiune să supraviețuiască, îți dai seama care e, da? Să-ți dau un nume pe cine să chem să ai rating 100. Nu pricep pentru lucrul că ăsta. Tot televiziunile au îndobitocit lumea numai ca să, pentru că probabil cu cât ai mai mare rating, cu atât mai mulți bani îți vin, că eu nu prea mă pricep la chestiile astea, dar bănuiesc că asta este, altfel care e explicația? Să vrei cu orice preț să se uite tot poporul la emisiune. De ce interesează pe ei să asculte despre filozofia vieții? Nu mi-e interesant să vezi cum se pălmuiesc și înjură și se dau bip, 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 că spun înjurături. E mult mai palpitant, crede-mă. Vrei să ai rating? Îmi dau bluza jos acum și îți cânt țigănește. Da, știi că mă gândeam... O să ai oricum, că pe mine lumea mă place. Știi ce mă gândeam? Că asta ar fi formula. Uite, un academician și un cântec țigănesc cu bluza jos și în felul ăsta poate ca, filozofia puțin vieții captăm, da. Să pătundă în casele tuturor cu rating acceptabil ca să nu se distrugă emisiunile. E foarte greu, foarte greu să vezi care e ou și care e găina ca să poți să... Uite, pentru tine a fost clar care e ou și care e găina. Tu știi exact ce e de făcut pentru că ai valoarea ta care iradiază în lume. Probabil că suntem lipsiți de valoare internă, știm bine asta și atunci căutăm și emanăm nimicul. Da, uite asta ca să spun și eu ceva deștept. Da, uite, Raluca îmi spune că aș putea să-mi dau și eu hainele jos și atunci poate și avea a doua șansă. Da, și îți câte o țigănește, dar rusește. Da. Să mai înveți, că uite, ai văzut ce frumos îți merge mâna, e muzica asta. Eu am încercat să cânt românește, dar am renunțat foarte repede pentru că tot Oci Ciornei suna. Deci tot rusește sună. Asta e în mine, eu și am mai mult sânge ruso-ucrainian în mine. Tata, bunicii din partea tatălui sunt cazași de pe Don, ucrainieni. Și sunt ca și aspect ucrainian, că nu rusoaică. Iar din partea mamei au fost ruși de sub Moscova. Și un bunic moldovean ne-a corcit cu românii. Dar așa sunt mai mult eu, mai rusoaică. Când spui că sună a Oci Ciornaia, da. Asta de fapt este un stil de viață. Este un stil de viață și mă trimite cumva din nou la apartamentul tău de două camere. Apropo, l-ai văzut apartamentul de două camere, nu? Cel din de acasă. L-am vândut. A, l-ați vândut cu fabuloasă... L-ai vândut. Asta e de povestit. La mine așa toată viața sunt numai povești. Și cred că știu și de ce sunt așa. Eu așa asociez ca în filmele alea SF, datorită a două întâmplări, de-aia sunt așa cum sunt acum. Dar apropo de apartament... Două întâmplări, așa cum ai spus. Da. După ce a murit tatăl meu, put tâmpenie și atunci am zis că a murit...
la o vârstă înaintată. Acum îmi dau seama că a murit foarte tânăr, la 49 de ani. Ce vârstă aveai tu? Eram anul 2 de facultate sau 3, uh-huh. În 92. Mică eram, că am intrat la 17 ani la facultate. No. A murit dintr-o prostie, s-a otrăvit din greșeală. Vai. Da, din greșeală. Era daltonic și nu deosebea culorile și a băut antigel de la mașină. Vai. Da, da, da. Aberant, fiind medic. Da, gustul e dulce acrișor. Asta noi am aflat după. Și greșeala mare că s-a culcat, că dacă faci imediat spălături, da. Și s-a trezit când deja nu se mai putea face nimic și s-a dus o bucurie de om, o viață de om. Era, așa era, exact așa era. El cânta, atât de mult era iubit că la mormântarea lui au venit nu numai din Căușeni, din toate satele din jur. Zici că era 1 mai, eram toți la paradă, așa, atâta lume a fost. Și după aia, la noi era perioada foarte, a fost o perioadă foarte grea în care nici salarii nu se mai plăteau. Mama a rămas cu sora mea cea mică acolo, se dădeau numai produse, chestii și a fost o perioadă foarte grea. Ei mâncau numai pâine pe care o cocea mama, că avea un sac de făină de la frații ei. Dar n-a vrut să zică chestia asta, am aflat-o și când am aflat, am zis, pâine mănânci? Bine, atunci o să te aduc aici și o să mănânci pâine cu mine. Vreau să văd eu că mâncăm amândouă pâine. M-am ambiționat foarte tare, m-am dus cu plânsete, cu bocete, mama, nu știu ce. În 3 zile am vândut tot. Apartamentul cu fabuloasa sumă de 3.000 de dolari. Acum costă mult mai mult. Atât a costat atunci. Furculițe, tot, haine, tot am vândut. Am luat numai cărțile din bibliotecă, pentru că aveam o bibliotecă imensă, părinții mei citeau enorm, mama și acum, deci asta este o nebunie, citeau enorm de mult și florile, cărțile și florile, am băgat într-o dubiță și am venit cu ele la București. Am avut perioade foarte grele în care, într-adevăr, mâncam numai pâine cu margarină. Dar acum suntem foarte bine, suntem extrem de bine, sora mea este excelent, cea mică, mama e lângă noi, e foarte bine. Și așa a fost cu apartamentul. Asta a fost povestea apartamentului de 3 ani. Cărțile și florile. Da, 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 da. Și spuneai că sunt două lucruri. Da, în două întâmplări în viața mea, cred că, care m-au marcat la nivelul ăsta. Când aveam vreo 9 luni, așa, eram la o petrecere. Eu eram la petrecere cu părinții la curte, la nașii părinților mei. Și nașul părinților mei este foarte înalt. Era, cred că a murit. Și mă ținea în brațe, eram mică, dormeam deja. Și cum e la noi, la botul calului, se mai bea un pahar înainte să plecăm. A întins mâna după pahar, dar a întins cu mâna care nu trebuie și am căzut de la înălțimea de 2 metri pe ciment direct. Am avut comoție cerebrală, mama a zis că s-a auzit ca și cum s-a spart o vază de cristal, așa a făcut capul meu atunci. 9 luni aveam, a fost prima chestie din care am scăpat și la 3 ani ne plimbam cu familia prin pădure și am alunecat la o vale și am căzut într-un cuib de viespi sălbatici la 3 ani și au început să mă înțepe mii și mii și mii de viespi. Viespea nu moare când înțeapă, da, ca albina. Da, da, înțeapă, da, înțeapă. Da. M-am făcut rotundă cât un butoi. Deci, imaginați un copil de 3 ani înțepat de mii de viespi. Ai mei dădeau viespile de pe mine și ele urcau înapoi. Dădeau, ele urcau. Deci nu puteau să... Și taică-miu m-a luat în brațe și a început să fugă cât putea el de tare prin pădure, prin tufișuri. Și în felul ăsta ele au mai rămas în urmă. Sigur, am fost și zgâriați amândoi și da. Eu practic murisem în clipa aia. Am stat în coma, a fost o chestie aberantă ce mi s-a întâmplat după aia, dar am revenit la viață după o perioadă mai lungă și a fost un și acolo o comoție, un șoc foarte puternic la nivel că, în primul rând, psihic am suferit în urma acestui lucru, dar, datorită acestui eveniment,
doctorii le-au interzis categoric să mă enerveze. Nu aveam voie să mă supăr, pentru că aveam reacții incontrolabile. Și asta a fost o mare chestie, pentru că am fost autoritatea supremă, eu pentru mine. Și cred că așa m-am și... Am luat tot timpul eu deciziile, am făcut exact cum eu am considerat de cuvință și n-a fost rău. Că am ajuns în punctul ăsta ieri, deci ieri, mă gândeam, nu știu, nici nu știu ce făceam prin casă și exact la asta m-am gândit ieri. Zic, Doamne, eu am venit dintr-un orășel atât de mic, un om atât de mic, de simplu, de normal și sunt la televizor și sunt actriță și mă cunosc cu oamenii în piață. Ieri m-am gândit la chestia asta, jur. Dar nu știu ce mi-a venit așa. Am avut o revelație. Mă rog, eu tot același om sunt. Dă-mi voie ca să mulțumesc personal fiecărei VSP care te-a înțepat. Pentru că ți-a influențat întreg universul vieții, cred. Și fiecare înțepătură a condus către un lucru remarcabil care s-a întâmplat în viața ta. Pentru, ascultându-te, văd acest, dacă spun puzzle, sună prost, această alcătuire de evenimente care te-a făcut să fii Tania Popa, cea care ești la televizor, uite, și acum, până și acum. Da. Nu se poate râs fără plâns, plâns fără râs. Și este incredibil, pentru că noi căutăm numai râsul, evenimente traumatice. Îmi imaginez în continuare tu îmbrăcată în viespi, apropo de pasiunea ta. Da. Da, uite, poate să faci o colecție a viespe. Cred că ai avea și să nu-mi ceri drepturi de autor. Nu. Foarte tare, dedicată acelui eveniment. Da, vreau să mai spun ceva. Primesc o carte? Misticism și logică. Apropo de misticism și de logică, pentru că e un fel de râsul plâns, super tânăr. Vreau să-l mulțumim editorii Herald, editorul Herald pentru tine. Mulțumesc din suflet! Тебя, да там, в краю.